La toți de față și viitor sănătate, sunteți la Vreau să știu, mii de mulțumiri că faceți acest lucru, trebuie să le mulțumim și prietenilor de la Casa Parilor care sunt alături de noi. Astăzi vorbim despre o chestiune socială extrem de importantă. Aș vrea să fac vorba celor de la Divertis din startul începutului precizarea că nu este vorba de nicio culoare de coloratură politică, nu ne interesează acest lucru, pentru că anul acesta este un an sensibil, fiind vorba de atât de multe alegeri, ci discutăm despre ceea ce se întâmplă în societatea românească și de un lucru care ne afectează. Este vorba despre ceea ce se petrece cu transportatorii și greva lor. Noi înregistrăm acest material, greva transportatorilor, la final de ianuarie, când încă transportatorii se află în grevă. Cred că au trecut mai bine de 2 săptămâni de când există această problemă. În fiecare zi apar știri cu transportatorii. Discutăm astăzi cu cineva care deține o firmă de transport, care știe ce se petrece de ani de zile cu transportatorii și, din păcate, nu din fericire, o să ne uităm, pentru că acum 10 ani de zile, și o să-i rog pe colegii mei să punem acel material, acum 10 ani de zile, suntem în 2014, da, se vede clar, adică în 2000, ziarul este în 2016, dar face vorbire despre ceva din 2014, suntem în 2024, au trecut 10 ani de zile și problemele, din păcate, sunt aceleași. Ceea ce vreau să spun este că nu contează cine se află la guvernare, ci ce fel de probleme avem. Ca să nu mai lungim, Andy Iancu, director, patronul Agile Trans. Andy, binevenit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație! Noi mulțumim, din păcate nu e o perioadă pentru voi și pentru societate, hai să nu ne ascundem, nu e o perioadă prea fericită, pentru că există această grevă și există problemele, lăsăm greva deoparte, dar trebuie să discutăm. Am avut noroc, cunosc pe cineva care așa, Andy a venit și a zis, băi, nu vrei să discutăm despre lucrurile acestea? Corect. Și am zis, gata, eu tac. Tu ai venit cu ideea și ne-ai spus, domnule, în 2014, acum 10 ani erau fix aceleași probleme. Da, cum foarte bine ai spus, deci nu poate fi vorba de nicio culoare politică aici. După cum vedeți, în 2014 exista acea problemă a unui RCA care era dus foarte, foarte sus și care te făcea pe tine ca transportator să nu mai poți să duci. După cum vedeți, să nu-ți dea Dumnezeu omului cât poate duce, am ajuns în 2024 și problemele sunt la fel, dar nu doar asigurările fac parte din problemele transportatorilor. Nici nu știu cu ce să încep. Sunt, păi știi cum e, exact, atât de multe. Știi, mie ușor să te întreb, de ce faceți, domnule, grevă? Știi, și tu poți să vorbești o oră. Da, nu... Oamenii sunt... Transportul e considerat sângele societății. Până la urmă, el dă o imagine foarte clară la ce se întâmplă într-o societate. Problemele sunt de două feluri, din punctul meu de vedere. Probleme au și cei care sunt transportatori. Aș vrea să mă refer doar la transportatori, deși știm foarte bine că greva conține și fermieri, nu? Și fermieri, fiindcă e un domeniu la care nu mă pricep și nu vreau să mă bag în lucruri pe care nu le dețin, nu le stăpânesc. Deci sunt două probleme. Cei care dețin aceste firme de transport, transportatori în general, și cei care ajută ca această activitate de transport, deci angajații, șoferii, ambele tabere, ca să zic așa, deși ele nu sunt tabere, sunt o chestie care trebuie să se întrepătrundă, au niște probleme foarte mari. O să încep cu problemele care rezultă din ce se întâmplă de fapt la noi în România. Nu vreau să... sau eu fac transport intern, deci eu nu merg în afară. Bun. Dar asta nu înseamnă că nu cunosc și ce se întâmplă în afară. Am prieteni care fac doar în afara țării. Acolo problemele sunt mai mari, comparativ mai mici, sau sunt aceleași? Păi problemele pentru cei care fac extern, cea mai mare problemă este faptul că noi nu suntem în Schengen. În momentul în care nu ești în Schengen și stai prin vămi, bănuiesc că toată lumea a văzut la televizor că poți să stai 2 zile, coadă de 16 kilometri, șoferi care nu mai au răbdare, în afară de asta sunt pierderi foarte mari. Gândiți-vă că un transport de congelate, ca să zic așa, care are o temperatură controlată, are niște costuri foarte mari. Frigul ăla merge într-una ca acea marfă să ajungă la destinatar. E perisabilă. E perisabilă. Una e să treci ca prin brânză dintr-o țară într-alta, alta și alta e să stai câte 3 zile ca să treci, de exemplu, din România în Ungaria.
fiindcă nu avem acest Schengen care pe noi ne doare foarte rău și ne doare de ceva timp. Pare o glumă, iartă-mă, umor din ăsta englezesc, dar pentru tine e bine că te oprești la graniță, cum ar veni. Da și nu. Nu. De fapt, nu e bine deloc, fiindcă sunt niște contracte stabilite și, până la urmă, marjele de profit în această ramură nu sunt atât de mari. Adică nimeni nu își permite, în momentul în care iau o cursă, să se ducă, de exemplu, în Belgia, am dat la întâmplare, și stă 3 zile, să te duci și să-i spui celui care ai contract poate de 5-6 ani, băi, am stat 3 zile acolo, vezi că trebuie să mai plătești ceva staționare, că nu e așa. Adică în momentul în care faci un parteneriat și ăluia este greu, adică până la urmă trebuie să înțelegi chestia asta și de asta spun că nu e atât de bine, adică nu merg pe varianta, lasă domne să mă țină 10 zile aici, că ăla da, o să-mi dea bani. Înțeles, nu, da, nu e ok, e. Adică nu așa trebuie să fie business-ul. Noi discutăm, iartă-mă un pic ca oamenii să înțeleg și eu în primul rând și dacă înțeleg eu, bănuiesc că și cei care... Nu discutăm aici despre angajații români ai unor companii de afară. Ei n-au problemele astea, nu? Adică dacă ei fac transport pentru o firmă din Spania între Zaragoza și Barcelona, n-au problemele astea. Nu sunt discutăm probleme. Doar ceea ce înseamnă România intern, exact. Și România care, exact cum spui tu, duce pui în Franța sau în Belgia, adică da. Și extern. Da. Bun. Da. Deci despre asta vorbim. Normal că transportul intracomunitar beneficiază de aceleași legi și atunci ei nu stau la niciun fel de vamă, trec de într-o țară într-alta și lucrurile sunt în regulă. Dar pentru noi de aici este foarte greu. Bun. Deci problemele pe care le văd eu la ora actuală în transporturi sunt în felul următor. În primul rând, aceeași problemă ca și cu asigurarea, infrastructura. Dacă s-au mai făcut pe aici, pe acolo câte ceva, autostrăzi și s-au făcut, haide să zicem că de la Sibiu te duci până la Arad, acum aproape doar pe autostradă. Dar să nu uităm că au trecut, nici nu mai știu, sunt atât de bătrân și eu că nu mai știu, 30 de ani. Până la Sibiu îmbătrânești când ai prins dealul negru. Dar până la Sibiu, într-adevăr, e o problemă mare de tot. S-au demarat niște lucrări, se încearcă să se facă în sfârșit o autostradă care să-ți lege vestul țării până la urmă de Marea Neagră. Haide să zicem că avem A2-ul care ne duce. Dar mai nu știu, să dea Dumnezeu să dureze 3-4 ani să reușim să ne ducem de la București până la Arad Jnur pe autostradă. Dar nu pot să știu. Mă depășesc lucrurile astea. Tot ce pot să spun este că e foarte greu. Și vă dau niște exemple. În momentul în care un șofer, în primul rând șoferul de tir, deși eu sunt director de societate, vreau să spun despre acești oameni. Șoferul de tir, din punctul meu de vedere, nu mai este un șofer de tir. El este un mic manager. Adică un șofer de tir trebuie să aibă în cap extraordinar de multe lucruri. Să conducă mașina fără să facă accident. Să respecte o legislație care, atenție, aici aș vrea să facem o lămurire. Este ca într-o țară europeană, nu știu, Germania, ca vă dau un exemplu, că nemții sunt mai exacți. Adică noi avem o legislație europeană, că suntem în cadrul Uniunii Europene, dar nu avem condițiile, vorbesc strict în România, pe care le găsești în afara țării. La ce mă refer? Ca să înțeleagă toată lumea. Corect. Că nu vreau să... Adică o chestie specifică. Un camion de mare tonaj, mai exact un camion care are peste 3,5 tone sarcină maximă autorizată, ce înseamnă și asta, haide să o explicăm și pe asta, adică 3,5 tone înseamnă mașina goală plus marfa pe care o pui în ea, trebuie să aibă în total 3,5 tone. Peste această greutate, toate mașinile au un tahograf care înregistrează timpii de condus, timpii de odihnă, fiindcă există o legislație, șoferul ăla nu poate să meargă non-stop, el trebuie să se odihnească. Unde intervine problema? În moment, el ca și program trebuie să meargă undeva la 4 ore jumate, după care trebuie să-și facă o pauză de 45 de minute, mai poate merge încă 4 ore jumate sau uneori, după caz, 5 ore jumate, după care trebuie să-și facă o pauză de minim 9 ore. Aici intervine problema. În momentul, acel tahograf este deștept și este făcut astfel încât să te anunțe cu vreo 40 de minute înainte că, bă, ți se termină programul. Deci tu trebuie undeva să tragi pe dreapta să te odihnești.
recunosc că în ultimii ani au mai apărut niște parcări plătite, dar în continuare în România în 2024, eu vă spun caz concret de la mine din firmă, șoferul, momentul în care s-a odihnit, când s-a trezit, a avut rezervorul de motorină gol. Sunt băieți care în mai puțin de jumătate de oră îți fură în jur de 1000 de litri de motorină, dacă nu mai bine. Deci eu vă spun chestii concrete. Deci omul acela își pierde niște bani, fiindcă eu n-am de unde să-i acopăr paguba. Este un risc foarte mare pentru integritatea lui, că până la urmă și dacă îi prinzi pe băieții aia care ți-au motorină, nu cred că dacă te dai jos la ei și spui, bă, ce faceți aici, ia zic să trăiți, am plecat. Deci sunt niște probleme. Deci una, problema unde parchezi și siguranța în care stai ca să te odihnești. Practic ei își fac un țintar ca lumea de acasă, dar care nu poate fi respectat. Nu poate fi respectat. Și noi ne mai gândim că uite, au apărut și la astea mai moderne, drăcia aia în bord și bă, vezi că ești obosit și începe să-ți afișeze nu știu ce. Eu pot să trag de volan să mă duc la primul hotel, la prima benzinărie, la prima, vorba ta, găsesc ceva, că e mașina mică. Mai culc o jumătate de oră și am plecat. Ăla n-am tahograf, n-am nimic, ăla doar îmi zice. Dar la tir nu mai discuți la fel. Mai de joacă. La ăla ți-a oprit. Și țintarul uneori nu poate fi respectat. De ce? Eu zic, domnule, plec, mă duc până la Sibiu și la Sibiu am parcarea aia. Sunt momente, nu mereu, în care parcarea e plină. Și ce faci? Pe partea cealaltă, legislația, care e foarte corectă, prevede niște amenzi nu usturătoare, sunt cumplite. Adică ceva de genul la 10.000 de lei amendă, 15.000 de lei, dacă ai depășit asta, și sunt controle făcute de ISCTR, care e normal să le fac. E normal să le fac. Dar asta vă spun. Deci, sunt probleme de infrastructură, sunt probleme de parcări, sunt probleme pentru mine de data asta. Eu, ca fiecare, care tu ai un business, el are un business. Dom'le, fac un plan. Când îmi fac un plan, îmi calculez niște taxe, niște impozite, niște chestii de genul ăsta. Repet, nu sunt problemele de anul trecut să zică cineva, domne, stai puțin cu aduce acum în discuție că sunt X sau Y. Nu, ele sunt dintotdeauna. Atâta timp cât nu există o legislație în care să poți să-ți faci un plan și să-l respecti, fiindcă eu nu pot să-mi fac un business plan pe 3 luni. Îl fac și eu pe 2-3 ani, fac leasing-uri la mașină, în momentul în care mi-e acum am un impozit, acum alta impozit. Nu mai vorbesc de prețul carburantului, da? Deci sunt accizele care acum se duc, acum vin, acum îmi dă guvernul să mă ajute, după aia nu mai îmi dă. Și tot așa, repet, nu contează care guvern. Deci da, astea sunt niște probleme care adunate au dus la această grevă. Nu mă pricep, nu știu, în media știi și tu foarte bine, se vehiculează și varianta că ăia fac grevă, că i-au pus aia, că i-au pus aia. Că apare nu știu care lider să duce mijlocul lor. Dar problemele sunt, problemele există. În afară de asta, în această ramură, fiindcă vorbim de transport, eu spun strict la ce mi se întâmplă mie. Suferim foarte mult de ceea ce înseamnă forță de muncă calificată. Nu mai găsești șoferi în adevăratul sens al cuvântului. Oamenii nu-și mai doresc să facă neapărat meseria asta care este foarte grea. Repet, este foarte grea să conduci un camion de mare tonaj. Este o responsabilitate mare atunci când ești un tip responsabil. Eu vreau să angajez de multe luni și am reușit în cele din urmă, dar față de acum 5 ani, efortul de a găsi un om este de 3 sau 4 ori mai mare. Cam ca peste tot, că știi, apar alea pe Facebook, noi râdem, zicem, domne, nu țipați la ospătar, că clienți mai găsim, dar ospătar nu. Absolut. Știi, pare o glumă. Nu e adevărat. Nu e. Deci, aici e mult mai, responsabilitatea e mult mai mare. Situația este voi foarte serioasă. În afară de asta, nu ai, la un moment dat, ca să zic așa, să faci transport a devenit ceva de sport extrem.
Probleme sunt, am vorbit de infrastructură, am vorbit de oameni, am vorbit de ceea ce înseamnă combustibil. Putem adăuga aici servisarea acestor mașini. Bineînțeles, toate au crescut. Da? Și chestia asta o știi și tu când te duci la servis. Nu mai e același lucru. Dar noi putem, fără asta, să vă dea cineva deoparte? Întreb la modul foarte serios. Există alternativă să care cu ce? Cu trenul? Cu, nu, acum o iau razna, nu? Nu. Se care și cu trenul. Inclusiv tirurile se pun pe tren. Nu e o problemă și merg în alte țări. Nu știu de ce întreb, Andy, pentru că voi n-aveți și situații, Doamne ferește, dar întreb, în care nu puteți respecta contractul. Eu am o firmă de pui. Și zic, băi, domnul Iancu, trebuie să-mi duci asta de acolo până acolo. Tu pe hârtie trebuie să respecti, nu? Corect. Și intervin problemele astea. Păi, tu ce faci ca să respecti? Dacă eu... tot ai legat-o, uite, putem să punem un caz concret, care în toată media a fost ieri, nu știu unde, în Franța, parcă. Așa, am văzut. Alea erau cu români? Da, deci era un tir românesc care a ajuns pe meleaguri franțuzești. Plecat de aici, de la noi. Plecat de aici, de la noi și băieții l-au descărcat și au distrus toată marfa cei de acolo. Greviștii, că și ei sunt. Da, acolo au spus, domne, n-avem nimic cu românii, dar pui ce sunt români, da, bun. La gunoi, da? Fermierii de acolo, da? Problema e că poliția se uita. Cum, ce faci? Adică trec pe niște chestii concrete. Există un CMR care înseamnă o asigurare de marfă, da? Deci dacă se întâmplă ceva cu marfa, o firmă de asigurare, în anumite condiții pe care tu le respecti, ea te despăgubește. Aici nu a dat, nu știu speța până la capăt, dar nu cred că acel șofer a primit ceva de la autoritățile franțuzești ca să se ducă să-și deconteze pagubă, că e o pagubă imensă, nu? Au niște tire oameni, tiri întreg de pui, au fost aruncați pe marginea șanțului, s-au zis cu ce a fost acolo, nu știu ce aveau, stivuitor ce aveau acolo, s-au suit pe paleția aia. Repet, nu mă interesează de ce s-au suit, cum s-au suit. Eu vorbesc strict din punct de vedere al transportatorului, ca să înțelegeți că sunt niște probleme foarte serioase și ai nevoie de ajutor. Vine o altă latură al transportului pe care nu prea se vorbește la televizor, că e o chestie internă. Oamenii ăștia, români în general, își doresc și ei să fie mai bine, să aibă un ban în plus, să le fie ok, da? Ce fac? Că sunt tineri, că sunt bătrâni, de aici vine poate și lipsa mai mare de șoferi din România, dar țin să vă spun că sunt în jur de 150.000 de posturi de șoferi lipsă în Marea Britanie, unde se plătește. Dar majoritatea au plecat, adică s-au dus de aici la mai bine. Dar trebuie să definim un pic și la mai bine ăsta, fiindcă ce se întâmplă, Cătălin? În momentul în care acești oameni pleacă, scuze, ei trebuie să îndeplinească niște condiții, adică poți să pleci oricând. Nu, acum vorbesc nu mai vorbesc de condițiile astea, ei se duc acolo. Bun. Eu vorbesc de ceea ce se întâmplă pe partea umană. Oamenii ăștia nu pleacă acolo de bine, de aici, adică nu le e atât de drag să plece de aici. Se duc pe bani mai mulți ca să poată să trăiască, dar... ei lasă aici acasă niște familii. Nu vreau să devin patetic, dar gândește-te că au copii, au neveste. Nu este dar ușor. Dar nu-i de ascuns. Noi la Kiss FM, unde am emisiunea aia de dimineață, ne sună dimineața oamenii. Și spune, e dor de țară. Știi cum este, știi cum ți se face pielea la 7:30 când ăla... Și noi întrebăm, dar ce faceți? Păi zice, am drum de făcut între Bruxelles și nu știu ce, exact. Și mi-e dor și vreau să mai ascult, exact. Și eu Eminescu sau cu tare. Nu mai e, atunci nu mai ești așa șmecher. Știi cum te topești ca untul? Da. Știi, când omul ăla, nu-l știi, nu l-ai văzut în viața ta, nu-l cunoști și spun, bă, mi-e dor, n-am mai fost de 2 ani în țară și așa mai departe. Te moi un picuț. Deci, o altă problemă. Oamenii ăștia, dacă le-ar fi bine aici, nu s-ar duce acolo. Nimeni nu pleacă de la, știi cum e, câinile de la măcelărie, nu se pleacă. Duce din față, da. Da, se duc acolo. Problema care se pune, nu știu, dacă prețul plătit, fiindcă apar familii destrămate, copii crescuți fără părinți, fără tată. Înțelegi, exact, da. Ce spun, da. Da? Dacă merită să faci lucrul ăsta, nu știu, eu părere, adică sunt foarte multe, foarte multe lucruri dificile în domeniul ăsta, în ramura asta și, mă rog, la televizor în general se prezintă așa o ramă pompos.
Dar oamenii chiar au probleme. Atât cei care conduc, cât și cei cu care trebuie să faci această activitate. Cam așa, nu știu ce să... Bun, dar hai să te întreb ceva concret. Tu, voi, practic, transportatorii, nu cred că puteți face mare lucru. Ce puteți face cu asta? Adică, mă gândesc caz concret. Dom'le, pe Dealul Negru, acum 10 ani de zile se lucra. Am zis, concret, da? Bun, și îți luai o marjă. Îți luai o marjă. Tu absolut. Trebuia să treci pe acolo cu tirul. N-aveai prin altă. Îți iei o marjă. Numai că la ăla cu semaforașul ăla, cu palețica aia ce ține, el în loc să țină, să prinzi al doilea semafor, prindeai 6 semafori. Sau se lucrează pe Valea Ultului acum. Sau să lucra până, da, ca să nu dăm de acum 10 ani. Bun. Tu asiguri aia, nu? Și ăla vine și îți umple de pui în București și spune că trebuie să ajungă la Arad. Corect. Bun. Tu pe drum nu poți să respecti aia. Din cauză. Ce faci? Pierzi tu asiguratorul sau... Bun, și mai departe, scuză-mă o secundă, merg. Cum poți tu rezolva asta? Că, bun, vă adunați, faceți grevă 20 de companii mari de transportatori, dar ăla tot nu termină drumul. Absolut. Știi? Da, este adică... un cerc vicios. În general... Sau termină într-un an jumate. Da, nu, în general lucrurile când se întâmplă, se întâmplă și oamenii au ajuns în atâția ani să își facă lecțiile foarte bine. Și când se întâmplă, sunt cazuri de forță majoră și asta e. Se plătesc penalități uneori, dar, repet, în momentul în care ai un contract, eu ca transportator am un contract cu o multinațională sau cu o firmă foarte puternică ala lung, un an, 2, 3, 4, 5, deja nu poți să te duci într-o chestie agreată să deranjezi pe fiecare problemă pe care tu ai ca transportator. Domnule, iar n-a găsit la parcare. Iar n-a făcut. Și în același timp, cine plătește comandă muzica, știi și tu. Adică, tu cari perisabile? Da, dar nu pe distanțe mari. Eu am perisabile, aprovizionez variantă de București sau județul Călăraș. Așa am eu, astea sunt niște mașini micuțe. Eu pe partea de camioane de tonaj mare, am prelată, deci nu am chestii perisabile. Dar și acolo există, adică sunt niște programări care să fac. Îți dau un exemplu, nu știu, lucar țeavă de plastic, da? Bun. Țeava asta de plastic trebuie ajuns la Cluj, la Baia Mare, da? E, acolo mă duc și aprovizionez aceste magazine de bricolaj, care ele la rândul lor, fiindcă nu sunt numai eu, într-un magazin de bricolaj găsești mii de articole. Fiecare vin și aprovizionează. Ei îți dau o programare cu ceva marjă pe care trebuie să o respecti. Și aici e o problemă, că ce se întâmplă? Totul este până la urmă de profitabilitate. Dacă eu, de exemplu, trebuie să ajung la ora 3, îți dau un exemplu în Sibiu, și nu ajung la 3, că stau pe Valea Oltului și ajung la 6, ăla la 4 a închis. El dacă a închis, eu descarc a doua zi, când a doua zi mi-am pierdut programarea, vin alte mașini, te lasă ultimul. Toți timpii ăștia pe care îi pierzi pentru mine înseamnă bani, adică pierd din profitabilitatea firmei. Că de ce? În loc să termin o cursă în două zile, o termin în trei zile. Păi ziua aia omul este plătit, cheltuielile sunt, nu contează. Și de aici apar niște probleme, mai mari sau mai mici. Bun, voi vă duelați pentru RCA-uri și pentru ceea ce înseamnă taxe, imposte, astea practic ai putea să le rezolvi printr-o grevă, să spunem, sau printr-o situație din asta de genul, domnule, hai să facem ceva. Dar cu infrastructura ce puteți face? Doar să vorbiți. Atât și nu numai noi vorbești. Cum oamenii țipă și pentru școli, cum oamenii țipă și pentru spitale și țipă tot. Da, dar ideea este că țipatul ca să zic așa, în faza imediat următoare nu te ajută cu nimic. Dar, într-adevăr, trebuie să tragi niște semnale de alarmă. La noi în țară le tragem de vreo 30 de ani. Tot tragem la semnale de alarmă mai rău ca moșul în roată. Bun, asta e clar că nu se poate rezolva doar dacă statul vrea. Cu infrastructura, adică dacă s-apucă la un moment dat, că voi puteți faceți 20 de greve într-o zi, nu se rezolvă autostrada. Evident. Da? Bun. Sunt chestiuni concrete pe care puteți să le rezolvați printr-o astfel de grevă? Adică, nu știu, RCA-ul ăsta, cât e RCA-ul? Ca să înțelegem, eu la o mașină plătesc 1000 de roni. Ești fericit, eu la un tir plătesc și 17.000 de roni. Stai că mă pierd pe drum, 170 de milioane de lei, da, vechi, da. Deci la tine 4 tiruri, 5 tiruri sunt 1 miliard.
17.000 mă-l ție cu 4. Da, vreo 7 ori pe 6. Pan. 6, da. Pe an. Da. La astea ce impozite mai vin? Oh, dacă vrei să vorbim de impozite, băi, da cum? Asta e obligatoriu, dar de ce e atât de mare că... Păi că... Atâta e mare. Bun, asta este... Problema e alta, Cătălin. Nu numai că e mare, dar în momentul în care ai probleme ca să-ți recuperezi acești bani, oamenii nu înțeleg niște... Există un circuit. Uite, îți dau un exemplu pe care eu l-am pățit acum mulți ani și vorbeam cu un prieten la fotbal. Am zis, băi, am avut o problemă, e o problemă reală, lucram cu o firmă mare de electrocasnice și la un moment dat, fiindcă asta e viața, că toată lumea are impresia că Autebol are 10, 20, 50 de camioane, mamă, ce tare e, ce are bani, e fericit, e nu știu ce. Mă duceam spre mare după ce nu ajunsese manul ăla nicăieri, fiindcă chiar munceam și muncesc în continuu. Și am primit un telefon, eram pe A2. Bună ziua, bună ziua, suntem de la poliția din Călimănești, aveți un tir, da, vedeți că s-a răsturnat și sunt pe Valea Olt e blindă mașini de spălaj de frigidere. Nu i-aș dori nimănui să fie în situație. Și vorbeam chestia asta după un fotbal la o bere cu prietenii și, mă rog, suntem o gașcă de asta în care avem și director financiar din toate domeniile. Și la un moment dat unul a zis, bă, dar până la urmă ce te plângi, mă, atâta? N-ai asigurare, n-ai cască? Zic, băi, am. Păi și atunci te merită să mor pentru chestia asta, că n-arătam prea bine. Nu eram prea fericit. Da? Prima întrebare a fost dacă omul e în regulă, șoferul, dacă, mă rog, până la urmă a fost doar paguba de materială plus semiremorca aia în care se cărau astea. Și acum vin cu o poveste care, adică cu o realitate. Bă, de acord, până la urmă cu chiu, cu vai, atenție, cu chiu, cu vai, deși eu plătesc casco, RCA, am luat banii ăștia. Problema e alta. Dacă eu nu aveam o mașină de rezervă sau dacă nu înțelegeam, știi cum e, omul te înțelege, zice, Andy, lucrăm de 10 ani, lucrăm extraordinar de bine. Bă, eu te înțeleg, ai avut un necaz. Da, eu trebuie să-mi duc marfa în continuare. Că exact ce ai zis tu, e principiul dominoului. N-ajungi la supermarket, ăla vine să-și ia mașina de spălat, ăla ce nu am. Poți sau nu poți? S-a răsturnat unul. Poți sau nu poți? Dacă nu poți, bă, îmi pare rău. Lasă pe altul sau iau din altă parte? Da, vezi? Deci, sunt niște chestii cumplite și oamenii tratează foarte ușor chestia. Păi ce, bă, ai asigurare? Da, dar până la asigurare, până când vezi banii după asigurare, tu trebuie să-ți... fluxul să nu fie întrerupt. Și nu e ușor. Da, pe mine mă deranjează și faptul că la mine la Shop & Go ăla de alături, că nu facem reclamă, n-a ajuns, nu mai am apă plată, de exemplu. Adică până să ajungem la țevi, pui, congelat și asta, și este tot transportatorul. Dacă ăla nu ajunge acolo să-mi aducă asta, e un disconfort pentru mine, că trebuie să te duci într-un supermarket, să cumperi cu baxul și așa mai departe. Hai că deschidem o discuție, o discuție care ia, nu știu dacă știi povestea. Aici la Unirea e posibil să se ducă placa aia. Da. Știi povestea. Și se închide. Și se închide. Nu vreau să mă gândesc. Vezi că lângă Unirea e un punct de interes mare de tot, se numește Centru Vechi. Da. Da, unde acolo ai văzut că oamenii se distrează. Acolo sunt mii de terase. Da. Da. Terasele alea sunt aprovizionate de mine, întâmplător, da, și de altcineva. Da? Bun. Bun, nu dăm numele asta. Da, nu, că nu e... Ce facem? Ce facem? Cum mai aprovizionăm? În afară de asta, știi ce se întâmplă? Noi în continuare suntem o țară în care primim de undeva, nu știu de unde, că nu mă pricep foarte bine, primim niște chestii pe care trebuie să le aplicăm. Și noi le aplicăm ca să le zicem ălora de acolo să trăiți. Repet, nu contează cine e la guvernare. Și îți dau un exemplu. Deci mașinile astea acum au în vedere să facă o chestie care se întâmplă și în afară. Deci eu te spun sincer, am fost în New York și eu am văzut acolo mașini de 40 de tone care mergeau de aprovizionare, care mergeau până în centrul New Yorkului. Acolo se poate. Deci vor să facă o chestie să aprovizionezi doar noaptea, să nu mai aprovizionezi ziua. Eu te întreb pe tine, că ai spus că de aici am plecat,
Cum o să fie dacă tu la, nu știu, la tine, dacă ai magazinul ăla la parter, ăla, dacă o să-ți vină la 3 noaptea, că vezi că oamenii când vin și muncesc noaptea la 3 și dau rastelele alea jos, cu marfă, cu alea, nu, nu mai zgumă, dar o să zică, bă, vezi, cade, ține, de unde e oameni, adică nimeni nu se gândește la ce implică chestia asta, e foarte ușor, bă, nene, dau o lege, dau cea, dar nu te gândești și ce, să, cum se întâmplă. Păi și aia la magazin trebuie să vină niște oameni. De unde e oameni fără de noapte? De unde e șofer care să-ți muncească noaptea? De unde e? Că nu sunt. Bun, domne, eu, dar nu chiar, sunt bun. Vorba ta, iartă-mă, în afară de New York, în țările civilizate cum e? Ăia vin ziua așa și... Vin și ziua, vin și noaptea, fiecare țară are specificie, dar ca să zic așa, sunt puse într-o ordine să faci o chestie. Nu poți să faci peste noapte. Adică eu înțeleg, trebuie să ne aliniem la ce se întâmplă în Germania. Bă, fraților, nu suntem în Germania, suntem în România, mai avem mult. Și ai deschis cu mega imajul tău o problemă foarte mare. Bun, dacă vrei să faci doar noaptea, eu nu știu, sunt convins că nu se va realiza, că n-ai cum, că e trafic ziua, că păi ia gândește, hai să vorbim, că toate se leagă. Cum intru eu cu o mașină, chiar și de 3 tone jumate, cum, ca să înțeleagă oamenii, de astea mici de aprovizionare, cum intru eu noaptea pe la tine, pe acolo, că magazinul e la stradă, dar aprovizionare e pe spate. Câte mașini sunt parcate? Cum sunt parcate? Ba, am filmulețe, n-ai, care n-ai cum să intri. Să gândește cineva la chestia asta. La unde o parchează? Cât descarcă? Că iau jumătate de oră, o oră, oricât, și dacă ar fi păi nu, jumătate de oră. Nu poate să intri. El normal trebuie să intre în spate la magazin, unde ai o gură, da, de acces. Pe aici, în... Dar nu poți să intri, că până la gura aia de acces sunt 40.000 de mașini parcate, cu oamenii n-au să le parcheze. Că sunt probleme recunoscute de către, nu contează, repet, cine, de oameni. Da? Comunitatea înțelege. Dom'le, n-avem, sunt discuții întregi la televizor, le auzim, dar dom'le, n-avem locuri de parcare. E o problemă, nu mare. Și eu trebuie să aprovizionez. Te amendează. Pe cine? Pe tine, pe transportator. Păi și pe tine te ajută mai mult ziua când sunt ăia plecați de acasă. Păi bineînțeles, mai pleacă o mașină, mai găsești, asta, mai dai cu spatele, mai pui pe avarii. Da, produci niște daune colaterale, ca să zic așa, deranjezi tot, că nu... Dacă e magazinul care să fie undeva într-un loc izolat, da, înțeleg. Adică, până la urmă, trebuie să ai puterea asta, repet, nu e ușor. Adică știi cum e, să dai din gură e foarte simplu. Dar trebuie, o să făcut o corelare, bă, ăsta poate, ăsta nu poate. Nu poți să-mi pui mie să-ți aprovizionezi doar noaptea cu mașini mici, că n-ai cum. Bine, poți, dai o lege, se va întâmpla, dar nu se va ajunge. Și atunci ți ies oameni în stradă. Breasla asta voastră e unită? Peste tot sunt unii, dar sunteți uniți? Nu. Dacă mă întreb din punctul meu de vedere, nu. Este aceeași poveste ca în societate. Da. Oamenii, nu mai există respect, nu mai există cinste. Că tu sunteți afectați că dați 17.000 de... Bineînțeles, dar știi cum e. Fiecare la un moment dat zice, și dacă mă duc acolo, ce se întâmplă? Și ce o să obțin? Las că, uite, mai fac o chestie. Și mai e și altă problemă. Ai văzut că ai avut multe camioane cu un an în urmă, care ți-au blocat centru, care au venit. Oamenii observă că nu li s-a întâmplat nimic. Și atunci, știu, o zic pe aia, bă, și dacă mă duc, dacă nu mă duc. Da, din păcate acum apare și boșcălie, știi, că în prima zi a venit unul cu un cap tractor în care obținuse autorizația, știi? Eu ca om, ca un bucureștean, v-aș înjura din start dacă blocați aia. Ia uite, bă, s-au găsit și ăștia, nu știu. Dar a doua zi când îl văzi pe ăla cu capul tractor, îi se pare Caterinca și mai mare. Iar face, da. Bun, acum oamenii sunt la afumați, cantonați, știi? Pare așa că e bătălia de la afumați. Urmează să intre ăștia în București, îi resping bucureștenii, știi? Nimeni nu mai înțelege. De ce stați de 2 săptămâni acolo? Păi uite că avem și noi, știi? Cerințele noastre. Cătăline, problemele sunt mari și nu putem să le rezolvăm noi. Adică noi putem până la urmă să spunem cu ce ne confruntăm. Totuși trebuie ținut puțin cont, așa cum trebuie ținut de fiecare om, că plătim taxe și impozite mari de tot. Ne desfășurăm activitatea în niște condiții care chiar nu sunt dintre cele mai bune. De la ce vrei? Ce am vorbit înainte? Trafic, lipsa de siguranță, sunt multe, multe, nu vreau să le reiau. Important este ca cei care sunt în măsură să facă chestia asta, să o facă odată. Repet, nu contează cum îi cheamă, cum să o facă odată.
Păi da, dar voi fi în partea societății. Acum nu vreau să fiu cel mai pesimist om din lume. Știi, și profesorii fac grevă și nu se întâmplă mare lucru. Și personalul medical face grevă și tot două spitale construite. Corect. Și așa mai departe. Și voi la fel. Adică nu cumva ne-am obișnuit cu las-o bă că merge așa? Da. Dar hai să o luăm altfel. Iartă-mă un pic. Bun, tu ești până la graniță. Da. Zim ce se întâmplă când, că acolo să mai adaugă alte zeci de probleme. Acolo sunt probleme. Tu mergi până la băie la satul mare, te înțelegi cu ăla românește, te mai auzi pe telefon. Sunt probleme. Trece omul. Trece omul. Deci primul hop este Ungaria. Ungaria, unde au o legislație foarte dură, cu amenzi foarte mari, cu această trecere dintr-o parte într-alta, la un moment dat, dacă ai prins pe ei în sărbătoare și pe tine nu interesează, cu cost de kilometri și riscuri la fel ca și în România, poate chiar mai mari. Știi foarte bine ce s-a întâmplat acum cu camioane care au fost găsite cu transfugini în ele, da? Alea sunt niște probleme mari. Bine, sunt și varianta în care unii au vrut să facă afacere din chestia asta. Spunem lucrurilor pe nume, dar sunt și oameni nevinovați care au căzut în chestia asta, care au fost amenințați, care au fost loviți. Adică și de o parte și de alta. Cum să spun? Altă lume, alte probleme, dar probleme sunt. Te-a tentat să faci treaba asta sau ai făcut? Pe mine m-a tentat să fac chestia asta și aș vrea să dăm un ton mai relaxat al discuției, fiindcă cred că am vorbit foarte serios destul timp. Am un prieten care la un moment dat a fost sunat de șoferul care se sfătuise el cu soția și s-a părut că nu primește suficienți bani, dar și-a găsit el momentul să-l sune pe directorul de firmă undeva pe la 11-12 noaptea și a zis: domne, dacă nu faci chestia asta, eu îți las mașina aici în Austria într-un OMV și o expresie șoferească cu cheile la roată, adică se pune cheia pe roată. Eu când am auzit chestia asta zic: bă, acum că te duci până la satul mare să iei o mașină, mai e cum mai e, ca să începi să te duci până Viena să cauți pe acolo, e o chestie de asta. Deci, dacă mă întrebi, asta m-a făcut să... E o chestie la care nu mă vedeam să fac față. Poate că nu e general, sunt oameni foarte ok care lucrează de ani de zile, că tiriști adevărați, nu putem să știm exact cauza, poate și el avea dreptate de lăsa cheia, nu știu, dar sunt niște riscuri, da? Uite, îți dau un exemplu acum mulți ani, dar deja ne ducem la alt nivel, da? Am spus că spunem și chestii relaxante. La un moment dat, un șofer român a încărcat un echipament de stat de Formula 1, nu-i dau nume, sau dacă vrei, spun Sparco. Dar de ce? De ce? Așa, da? De Sparco știi foarte bine. Ce facem noi acum? O să crească vânzările Sparco de la știu. Mă rog, bine. Rupe, adu-ți. Omul ăsta a lăsat mașina într-o parcare, într-o benzinărie, deci e foarte clar că cineva l-a urmărit, s-a dus să mănânce, să odihnească și când a ieșit de acolo nu a mai găsit mașina deloc. În Italia s-a întâmplat chestia asta. S-a găsit mașina după vreo săptămână, goală, intactă, fără marfă. Mai departe înțelegi tu. Da, deci sunt multe, multe probleme și afară și fiecare au. Nu mă pricep atât de bine, fiindcă nu fac, dar am prieteni care fac și toată lumea se confruntă. Acum sunt alte probleme mari de tot cu taxele, cei care fac extern. Adică dacă până anul trecut în Germania aveai, știi bine că sunt norme de poluare, da, un tir Euro 5, da? Aveai niște taxe acceptabile. Acum, pe dorința aceasta de a elimina poluarea, în momentul în care tu vrei să mai faci în comunitate cu Euro 5 transport, ai niște taxe care îți cresc cu 1000 de euro, adică te descurajează. E valabilă taxa asta sau taxele astea sunt valabile doar pentru amărășteni, ăștia de aici, nu, de partea asta de Europa, sau e tot? Păi nu, ține... Că și eu ca firmă din Germania pot să am un Euro 5? Sau la ei se schimbă și sunt nu, toate moderne? Nu poți să ai, nu că nu te lasă, ei te lasă, dar ca să nu ai, ei nu zic, domnule, poți să ai, adică ei zic, domnule, nu spun...
mâna îmberegată, da? Poți să ai. Dar vezi că plătești la cursa față de ăla cu Euro 6, plătești 1000 de euro și atunci nu ți-o mai iei tu singur. Problema este alta. Foarte multe mașini românești s-au dus cu flote între, s-au dus în afară și muncesc pe comunitate. Până anul ăsta... Stai așa, ia-mă încet, asta expresia am auzit-o, sunt pe comunitate, dar cum cu flote românești, plec cu ele de aici? Eu am 10 tiruri, bun. Da? 10 tiruri. Dar și trebuie să am pe partener pe cineva acolo, că mă duc cu astea 10 și ce fac, ce mă car? După astea 10 tiruri, mă, sunt niște burse, Cătălin, există niște burse de transport, există niște contracte, nevoia de a face transport nu are cum să cadă, că n-ai cum, cum ți-am spus la început, exact cum e sângele, e sângele. Dacă da? O lună vă supărați, da, oamenii s-au acolo și au luat mașinile, fiindcă aici pe parte de ce înseamnă România sunt alte prețuri, dar până la urmă problemele și cheltuielile sunt foarte mari și atunci oamenii și-au făcut niște calcule și s-au mutat, mai ales cei din vestul țării, da? S-au dus cu flotele acolo. De ce? Unii rămân acolo și își fac, alții fac varianta vestul țării și da. Occident, da? E, și atunci în momentul în care te-ai dus de atât ani, românii nu s-au dus cu cele mai bune mașini, da? Acum le au, când nu au de ales. Și nemții și astea nu se uită, știi foarte bine. Și atunci când îți bagă taxele astea, te obligă să ai Euro 6. Vine o altă întrebare, că ce se întâmplă ăștia care au mașini, ce fac cu mașinile alea vechi? Că te dau în România, unde vin înapoi în România, bravo, și dacă vin înapoi în România, începe al malaxor. Și tot așa, și uite cum a face transport a devenit deja sport extrem. Da, uite, acum nu mi-am luat perie nouă, dar nu îmi vine în cap o altă breaslă, o altă comunitate la fel de, nu știu dacă de unită, că nu-i treaba mea, dar de cum să zic, de vocală ca ce a transportat, unde? Adică, băi, în Spania ce breaslă avem, a? Știi? Mie mi se par că-s vocal și că-s uniți așa sau că sunt, adică, domnule, sunt pe tir, pe comunitate, dar sunt mulți și sunt între ei interconectați așa și că mai spune o alta, domnule, a oamenilor din Italia, ce? A măcelarilor români din Italia, nu? A, știi? Vreau să zic, a doctorilor români din Italia, nu? Cei care fac tiriști, dar în sensul nu peorativ, tiriști așa, parcă sunt mai, nu știu cum, mai... Da, dar nu neapărat societatea îi unește munca asta grea pe care da, o fac, da. Dacă mă întrebi. Corect. Adică în momentul în care eu sunt pătir, tu ești pătir și muncim de atâția, noi știm cu ce ne confruntăm. Chestia asta ne ajută, dar în același timp, dacă vrei să-ți dau puțin din casă, nu ne facem de râs numai la noi și nu numai noi. N-aș vrea, sunt ultimul om care aș vrea să spun că românii fac lucruri râte și doar. Dar în continuare să știi că pe acele comunități există în continuare oameni foarte, foarte slabi care fură motorina de la unul la altul și da, chestii de da. Genul ăsta. Sunt urâte astea. Ei acolo, din ce îmi spui tu, au mult mai puține probleme. Că ei trec, acum exagerez un pic, trec prin vamă ca vodă prin lobodă, nu au, mai stau la... Au probleme de mult mai mici și pe ceea ce înseamnă infrastructură. Și pe așteptat și pe astea. Dar au alte probleme pe care le-am discutat înainte. Dorul de casă, da. Viața scumpă de acolo, chiria. Înainte, știi cum era varianta? Casa unui șofer de tir era cabina. Cabinuța. Știi cum e? Se spune că și dacă stai într-o colivie de aur, tot colivie. Corect. Da? Nu e ușor și pe vremuri stăteau oamenii și 6 luni. Gândește-te, fă așa un exercițiu de ăsta, să stai 6. Nu contează că are 2 paturi, că are televizor, care e o cabină. Merită? Adică ei se întorc cu bani de acolo? Dom'le, uite, fac efortul ăsta și de familie, și de dor de țară, și de faptul că o am grea acolo. Și când mă retrag, nu știu, 25 de ani fac treaba asta. Mă apuc pe la 20 un pic. Hai să spun o chestie pe care am trăit-o când eram adolescent. Știi că existau pe vremea lui Neanicu, existau ospătarii de vase de croazieră. Da. Și există și azi, dar plecau foarte mulți. Eu am cunoscut un astfel de tip. Era varianta în care se duceau acolo 6 luni în an cât avea contractul. Trăgea,
venea cu mulți bani acasă, mulți, cum îi vedea. Și după ce trăia chinul ăla acolo un an în care nu era ușor, venea și ce, mentalitatea aia românească, ce vă știi? Spărgea? Îi spărgea. Știi care e vorba? Și există o vorbă și la marinar, și la ospătarul ăsta. Dom'le, noi avem banii și peste bani avem pașaportul. În momentul în care pașaportul a ajuns pe masă, îl luăm și plecăm înapoi. E o glumă, are sens. Deci ce vreau să spun este că depinde și aici de om. Sunt oameni care cedează și cei mai mulți cedează din punct de vedere psihic și după ce te chinui acolo, la un moment dat tragi o beție de aia de, dacă ai luat salariu, nu știu, dau un exemplu, 3.000 de euro, la cât costă băutura acolo, dacă te prinde așa, dai 1.000 de lei. Și atunci sunt unii care nu rămân cu nimic, care își distrug și familii și care regretă că au făcut chestia asta. Dar nu vreau să generalizez. Sunt oameni care sunt cu capul pe umeri, care de acord cu familia fac acest efort și este un efort mare, un efort mare și normal că se întorc cu ceva bani acasă pentru o viață mai bună. Și vreau să întreb că pe sportivii care vin aici sau pe cei care au o carieră, îi întreb, tu când ai început, tu ce ai vrut să te faci, știi? Tu cum ai început asta? Adică tu ai vrut să te faci transportator de mic? Nu. Te întreba Andy, când te ridicai tu în picioare la doamna învățătoare, la tovarșa învățătoare? La mine e o poveste, ți-o spun repede, am... De ce repede grăbești? Mi-a plăcut foarte mult fotbalul. Băteam ca toată lumea mingea în fața blocului. Am stat în drumul taberei lângă parcul Moghiorul și acolo erau niște străduțe care aveau trotuar și canal, care asta reprezenta era poarta. Da, știi și tu foarte bine. Driblai și cu bordura. Dădeai cu bordura. Era șmecher dacă dădeai în bordură și îl făceai. Bun. Era varianta în care mama venea săraca cu bățul și mă lua de acolo, că nu mai... Mă duceam dimineața și la școală, jucam în curtea școlii. Bun. La un moment dat, n-am uitat de unde am plecat, cum de am ajuns transportator. Ai zis să nu mă grăbesc, acum stai și ascult. Da, exact, ascult. Da. Și undeva pe la 7-8 ani, pe vremea aia exista ziarul Sportul, era un afiș mare de tot, clubul Steaua organizează selecție pentru copiii născuți între anii 70 și 72, la ora cu tare, la. Eu am crezut că ești mult mai tânăr, da? Hai că dau eu o sticlă de vin, nu-i nicio problemă. Ia uite, bă, și-a crezut că n-ai nici 45, incredibil. Da, gata, deci dau și-o șaori, mai e regulă. 70-70. În 70 s-a născut, da. Și m-am dus acolo. Băi, ca și acum, ca și atunci, erau și copii care veneau cu bunica, cu mămica, cu prosopelul, cu apă. Băi, eu m-am dus cu niște două branțuri, că dacă jucam, avea tata să-mi ia, dar știi bine că nu se găseau. M-am dus de acolo din part de la Moghiului, de la niște terenuri de nisip, m-am dus acolo în Ghencea, primul teren mai există și acum. Și cum necum, vezi că m-a luat Radu Troiș cu Sădmărean, a zis, aveam pe atunci, cum zicea cineva, bă, ăsta-i numai suflet și rahat. Atât de slab eram, fizic vorbesc, bă, dar m-au selecționat. Sădmăreanu a zis, uscat mă la și cu ăla puțin mai înalt, era un tip Robert care n-avea o situație, repet, provin într-o familie de oameni simpli, mama, ca să zic așa, nu ne lăsa cu cheia de gât, avea grijă de noi și tata săracu muncea de dimineață până seara, ce să vezi, șofer. Da, și de aici a plecat povestea cu transportul. M-am ținut de fotbal, rezultate bune, dar știi cum era. Acum nu era nicio Messi, dar nici lucrurile. Și atunci lucrurile erau ca și acum. Da, nu ți-ascund că eram pe niște terenuri alăturate unde jucau nume mari, Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, că știi că de acolo au plecat. Dan Petrescu, ca să zic așa o poveste, un tip extraordinar, dar el a spus-o că nu era atât de tare, dar munci foarte mult. Dar l-a ajutat foarte mult și faptul că domnul Petrescu era colonel. Rămâne între noi. Așa, dar jos pălăria pentru unde a ajuns și asta. Ilie era mai diferit, știi foarte bine. Nu intrăm în chestiile astea, are niște talente mari. Am stat așa până în clasa 8-a, unde
mai jucam, mai nu jucam și s-a produs reculul. Atunci la mine mi-a zis antrenorul Troi, bă, trebuie să te împrumutăm la Progresul, că nu știu ce zic. Aoleo, atunci erau orgoliile alea de copii. Mama, bineînțeles, nu era de acord. Plecam la 6 de acasă, dacă aveam antrenament la 8, că mă închideam în casă, că i-a spus lui antrenorul, domnule, dacă îi rupe piciorul cineva, că vezi că e cât bățul de chibrit, vii dumneata să ai grijă. Adică aveam probleme mari, da. Nu așa. E, și totul a culminat cu o ședință cu părinții în care toată lumea vorbea în clasa 7 spre 8 la ce liceu dăm. A mine a zis Iancu, da, vedeți de o profesională ceva, că el e cu fotbalul. A venit mama săracă, bă, nu mă mai trimiteți la ședință, mai mă fac de râs, lăsați-mă, faceți ce vreți voi cu fotbalul cu asta. Eh. Și atunci am rupt fotbalul de performanță pe care îl făceam, am rugat bă, tata, bă, poți să-mi pui și mie bă, cineva să fac niște meditații. Și după meditație am fost un tip ambițios, am făcut un liceu de mate fizică, am făcut fizică atomică la Măgurele. Băi, la lasere acolo? La lasere acolo, da, patronat de Nea Valentin, mă rog, și aici e o poveste este interesantă, nu cred că era în România și nu știu dacă mai este acum, era conceput senzațional, adică avea Institutul de Fizică Atomică, facultatea și liceul erau legate toate, se întâlneau într-o aulă de asta unde aveai un băruleț de ăsta și pe atunci aveam sandwich cu șuncă și salam de Sibiu și Pepsi. Oh. Hey, tu știi despre ce altceva, vorbesc? Da. Acum puștește că băi, s-a ramolit ăsta, da. Ce vrea bă nene, că avem Pepsi pe păi. Atunci era un fel de mai pune piciorul pe lună. Da. Dar un liceu extraordinar, cu niște oameni extraordinari. Inclusiv acolo, jucând fotbal foarte bine, m-au luat unii de la echipă din divizia D și mi-a rupt picioarele pe maidane de-astea genicare, asta da. Jucam. Dar să știi că să jucăm un fotbal de foarte bună calitate. Da. Adică era obligativitatea să joci cu 3 juniori și eu nu numai că eram junior, la chiar jucam. Bine, mi s-au dat și niște premii extraordinare, 30 de ouă, o găină. Adică, da? Ai zicea, jucat și pe astea? Atâta poți să-ți oferem. Zicea, zic, domnule, eu vin de plăcere. Copile, da. Mă rog. Dar aveai un avantaj, știi cum e în liceu, când jucai fotbal, fetele, asta, altă viziune. Bun, plecăm mai departe, am ajuns la facultate, am intrat la facultate, tata fiind șofer, m-am dus la transporturi și ducându-mă la transporturi, Îmi plăcea foarte mult piesele de teatru după Revoluție, după asta nu o să uit niciodată, ca să cumpăr niște bilete, am dat unui prieten valută pe atunci ca să pot să intru la teatru. Wow. Și m-am transferat, am intrat la TCM, la zi și după aia m-am transferat la seral la transportul. Secretarea mea zis, vezi că e facultate grea, e facultate grea, nu cred că o să reușești cu seral. Dar la mine era un seral pe bune, adică mi-am luat o mașină de la gard, ca să zic așa, un TV oamenii știu și am plecat cu el și dimineața munceam. Și ce făceai cu TV-ul ăla? Păi, ce cărai sau cum? Ca să înțeleg. Asta discutăm imediat după Revoluție. Imediat după Revoluție. Bun. Dar tatăl meu, fiind șofer, lucra la Jetax-ul de atunci, o singura companie de transport marfă din București, existau taxiurile 953 și cel de marfă 954. Dar veneau cu niște papuci. Mai erau cu ale papuci, erau pentru din erau astea. Erau varianta mică, ții un aragaz, un frigider, exact. Câteva boarfe, te muți de colo-colo. Dar mă și mie un frigider. Așa, dar era varianta care trebuia să, aceste TV-uri, te mutai dintr-un apartament cu două camere, într-unul cu trei, chestii de genul. Bun. Și tatăl meu lucrând acolo, m-am dus și am luat o mașină și cu ea am pornit. Și... Păi și câți oameni se mutau? Dar nu, fiind după 90, începuseră să apară comerțul. Firmele. Da, am lucrat cu o firmă care venise din Italia. De fapt, toată viața mea s-a schimbat dintr-o întâmplare. Adică existau stații ca la taxiuri, da? Da. Și tu aveai nevoie și dădeai telefon. Țărțeza, alo, bună ziua. Am și eu, vreau să mă mut în locul de pe lui, că vreau să mă mut pe în drumul taberii. Sau sunt firma cu tare, am și eu 40 de... Atunci se făcea vamă în România, atenție. Dar vreau și eu la vamă. Mi-a venit un import din Italia de 50 de baxuri de gumă și vreau să le duc de aici la Casa Scânteii. Și oamenii te solicitau.
Eu așa mi-am făcut clienți. Inclusiv am lucrat foarte mult cu Whirlpool România, am lucrat vreo 15 ani, am plecat de la o întâmplare. În sensul că la un moment dat directorul de service de la Whirlpool a cerut o mașină, fiindcă aduceau componente pentru mașinile de spălat frigidere, care se făceau vamă la ele și se transportau la ei la firmă. Mașină de spălat frigidere? Mașină de spălat, virgulă, frigidere. Toate astea, trebuiau să ai piese de schimb. Corect. Și oamenii importau, dar atunci se făcea vamă. Nu exista ca acum, dacă e de Uniunea Europeană, nu mai faci vamă. Bun, și vama te duce, erau, știi foarte bine, ai auzit de Dinu. Ai auzit de Dinu, vama, ai auzit, da? Adică, oameni grei. Oameni grei, așa. Și bogați în același timp pe vremurile alea. Și te duceai frumos și a venit băiatul ăsta, el a zis, bă, dar tu zice, ești puțin diferit. Băi, sunt student, dar fac chestia asta să-mi câștig existența și a plăcut lui de mine. Și atunci m-a recomandat și eu de acolo am plecat cu o mașină, am lucrat cu această firmă și cu altele și o să spun o poveste de viață. TV-ul ăsta, pentru cei care sunt mai în vârstă, asta era o mașină care se chema Moartea pe roți. În sensul că aveai niciun șofer de TV, și spun în cunoștință de cauză, tatăl meu lucrând foarte mulți ani pe astfel de mașină, n-avea ciorapii în talpă, nu i-aveau întregi. Toți erau răriți sau rupți. De ce? Frânele erau atât de proaste că apăsai atât de mult și la un moment dat din apăsarea asta aia să răreau, să toceau, că făceai niște... Nu vreau să intru în chestii tehnice, de schimbai niște pompe de... Mă rog, nu mai contează. Și eu așa am început. Am început și după aia, ce se întâmplă? Erau acești oameni, cum era tatăl meu, că până la urmă eu intrasem în societatea asta unde erau șoferi care erau de 20 de ani. Dar șoferii ăștia de 20 de ani, știi cum erau? Erau după alte vremuri. Eu venisem cu sânge proaspăt, tânăr, înțelegeam altfel lucrurile, aveam o stație de emisie recepție, aveam un dispecerat și eu când m-am dus la dispeceratul ăla, doamnele de acolo care erau și mai tineri, m-au plăcut normal că aveam 20 și ceva, dar n-aveam 50 și ceva, aveam altă discuție. La un moment dat trebuia să iei un indicativ pentru camion. Da. Și ele ziceau, băi, ești atât de simpatic, ești și la facultate. Zic, da, dar mi-ați promis că orice vreți să vă cer, o să mă ajutați. Zice, dacă putem, da. Zic, ce indicative sunt la camion? Zice, de la 1 până la 100. Zic, eu vreau să-mi dați indicativul A0. A0, de unde ai scos-o, nu știu, a zis că îmi dați. Mi-au dat cu chiu, cu vai, mi-au dat A0. Eu voiam să fiu puțin diferit. Cătălin, după 2 luni de zile, și sunt oameni care poate sigur o să ne vadă, eu nu mai făceam față la comenzi, fiindcă munceam, eram respectos. Ăștia mai bătrâni, știi cum erau, după 50 de ani, hai domne, mai da, așa, bun. Și când mă întrebai, bă, sunt uniți? La un moment dat ăștia mai vechi ziceau, pă, în stația te auzi. Bă, dar cine mama dracu' ia zero ăsta, bă, că nu mai avem loc de el, ce facem, cum facem? Blocau stația, adică tu mă sunai și erau oameni, deși lucram cu director general de firme mari și dădeau telefon, că atunci nu exista decât telefonul fix și de acolo stația. Plecați spre stație. Suna la stație și ăla, dacă pe mine mă bloca, s-auzea, merge, da, și ăla, băi, Andy, ce faci? Norocul meu, tehnologia a apărut pagerul. Un mesaj pentru 5, 3, 2, 1, 8. Și atunci m-am dus la oameni și am zis, vedeți că mi-am luat pager, îmi dați mesaj pe pager, că nu mai mă întrerupe nimeni, îmi luam cartelă frumos, sunai. Mă duceam, sunam și vorbeam politicos. Și așa m-am dezvoltat eu. Ca să înțelegi, am avut multe mașini, nu mai știu câte mașini, dar și ridicai mici. Tu cu cârca, cu astea, cu, da. Adică nu mai aveai pe altcineva. Ba da, la un moment dat, de exemplu, când aveai nevoie, îți luai oameni care să te ajute, dar nu aveam nicio problemă să pun mâna, să... Încărca, descărca. Da, bineînțeles, ce aveai nevoie, fiindcă oamenii te apreciau până la urmă, așa îți câștigai omul, da? Dacă stăteai. Am dus, Dumnezeu să-l ierte, i-am dus lui Sergiu Nicolaescu, i-am dus o oglindă de asta, că
care era extrem de prețioasă, avea o vilă în Buftea și a cerut o comandă. Și când m-a văzut, a dat telefonul înapoi la ea. Doamne, mi-ați trimis un copil aici, eu am o oglindă de vreo 3.000 de euro, vă rog eu frumos, trimiteți-mi pe cineva. Și i-am spus, răspund eu pentru oglinda asta, dar trebuie să-mi dați astea. Când i-am dus-o, la sfârșit m-a întrebat, pentru că cu vocea, mă, tu ești doar șofer, cum vorbea. Zic, sunt student, muncesc eu. Bravo, felicitări. Deci am avut și chestii de genul. Și așa am început, și văzând în casă, știi cum e, în momentul în care părinții sunt avocați sau doctori, ce vezi aia? Da. Bă, s-a întâmplat. Eu nu mă ascund, nu, deci da. Nu, dacă mă tai acum, nu curge sânge albastru, curge sânge de drumul taberei. N-am nicio problemă, dar clipe și chestii frumoase. După aia m-am terminat facultatea și de acolo am plecat. Tatăl meu, când a văzut, m-a ajutat extraordinar de mult și de acolo am plecat. Cea mai tare mașină din lume pentru mine este un Fiat Ducato camion. Ca să înțelegi, după ce la un moment dat în stație, cred că există și acum Auto Italia, știi că era importator, da, Fiat. Da. Era condus de un tip pe care îl chema Stein, care s-a prăpădit, Dumnezeu să-l odihnească, și în stație mi-au cerut, domnule, avem nevoie. Aveau pe la tine, pe drumul taberea, aveau pe Timișoara 90. S-au făcut penii acum, sau profi, ce acolo. Aveau vama în Timișoara 90. Da. Și de acolo se luau piesele și duceam la reprezentanțele Fiat din București. Și aici e o poveste foarte tare de tot. Când am terminat, când m-a chemat prima oară, am muncit acolo, am așezat piesele, le-am dat jos, oamenii de acolo care făceau aprovizionarea, aveau un alt transportator care făceau. Și la un moment dat m-a chemat secretarea și a zis, vrea să domnul Stein să vorbească cu dumneavoastră. Ce, da. Și a zis, cât costă? Tipul era din, era mai strâns așa la pungă, deși era foarte, zic, atâta costă și munca și transport. Extrem de mult. Nu cred că o să vă mai chemăm. Zic că asta este, dar uitați, eu am muncit, am făcut, dai seama, eram puși de 20 de ani, stăteam față cu un om care avea milioane de euro atunci. Păi, două zi, mă sună secretara, trebuie să luăm niște piese. Păi zic, n-a fost scump, n-a fost așa, n-a fost cu tare. Nu știu, vino și aia. Că da, nu ne mai vedem. Da, că nu ne mai vedem. Ne-am dus, ulterior am lucrat foarte mult timp cu ei și am aflat și care era motivul. Chestia e fabuloasă. Oamenii începuseră de câteva luni și aveau un transportator. Aveau un transportator care le lua foarte puțin. Problema era că ei de vreo 2-3 luni se certau continuu în Italia pe marfa trimisă cu marfa ajunsă. Niciodată nu era la fel. Cum să pierdea pe drum? Iacă-te, transportatorul ăla era un tip, un român adevărat. El mai interesa transportul, că reușea să mai ia un pivot. Planetară. Ai înțeles, care era mult peste transport. Brusc, de când au observat ei că lucrând cu mine o zi, două, trei, hopa. Toate ajung la fel. Toate erau la fel, bă, stai că nu e așa. Și așa am început această colaborare. Era inflația aia care era. Eu în clasa 1 am luat premiul 1 și în afară de coroniță, cartea pe care se dădeau cărți atunci, da. Acum se dau cărți azi de treflă. Păstic. Mă rog. Așa. Să dau PDF-uri. Așa. Și mi-a dat cea din tâi durere de Emir Gârleanu, dacă îți spune ceva. Asta e cartea pe care am primit-o eu premiul 1 în clasa 1. Să-ți meargă bine în viață. Cătăline, o țineam în bibliotecă, chiar dacă ai mei erau șoferi, bibliotecă lumea, am avut și citeam și eu zic că se cunoaște chestia asta. Bun. Și la un moment dat am zis, bă, nu mai pot, deja aveam niște comenzi foarte mari, am transportat cu TV-ul ăsta niște țigări la niște arabi de prin casa scâteia, n-am să uit toată viața, și ne-am dus până la Timișoara, unde ăsta cumpărase boxurile alea, nu mă întreba cum, ce. Cătăline, am făcut până la Timișoara 18 ore cu TV-ul, fiindcă aia la vale prindea cel mai mult 60. Ăsta lângă mine, cetățeanul ăsta arab, a fumat, nu-ți exagerez. Jumat de mașină a fumat. Nu, a fumat 5 pachete de țigări, dacă nu mai multe, nu vreau să zic. Când am ajuns acolo, am descărcat, a venit la mine, mi-a dat banii și a zis așa.
te rog frumos, în viața ta, să nu mai vii cu astfel de mașină pe o distanță atât de lungă, fiindcă o să mori și tu și ăla care merge cu tine. Pierdem doiși deodată. Deci de aici am plecat, Cătărin. E, și după la un moment dat nu puteai să strângi banii, că ce strângeai azi era o inflație extraordinară în banii și îi schimbai în dolari, nu știu, mărci. Și în ce îi schimbam eu, luam bani cu bani și îl puneam unde crezi, în carte, în cea din tâi durerea chiar era și făceam banii foarte. E, la un moment dat, crede-mă, eram cu listă. Ziarul Sportul, 50 de bani, Paris, era atât, alea. Așa făceam ca să pot să fac ceva. Mă, și strânsesem undeva cu ceva timp vreo 10.000 de dolari. Problema era alta. Aici la Fiat unde lucram, la Auto Italia, mașina era vreo 18.000 de dolari și mi-am dat seama că oricât Parizer aș mânca eu și oricâtă economie aș face, la ce inflație era, niciodată nu o să reușesc să fac 18.000 de dolari să mă duc să iau mașină. Mă, ce fac? Bă, într-o zi mi-au inima în dis, mă duc la tipa asta de la secretaria, zic, vreau să vorbesc eu cu domnul Stein 10 minute. Păi nu, că e ocupat când poate, nu e grabă. Mă cheamă, stăteam și acum văd un scaun de piele, asta spășit. Eu, student anul 2, vai de viața mea, la transporturi, autovehicule rutiere. Bună ziua, bună ziua, ce-i cu tine, ce s-a întâmplat? Zic, vreau și eu o mașină, că nu mai pot cu asta pe care o am. Oh, bravo, felicitări, bineînțeles, cele mai bune mașini ale noastre. Da, sigur, 18.000 de dolari, durează între 2 și 3 luni, vrei să ți-o carosăm noi, că era autoșasiu, pe aia puneai chestia. Zic, nu, o carosez eu, că în Italia costa de te omora, la noi, la Românica, mai puțin. O rezolvau. O rezolvau, da. Zic, am o singură problemă. Zice, care? Zic, eu am 8, n-am 18. A, nicio problemă, zice, mai strâng și când ai 18, bă, cauți. N-ați înțeles. Zic, vreau și eu să vă propun. Ce să-mi propui, Andy, dragă? Ce vreau să facem un barter. Știi tu ce e la barter? Zic, întâmplător, mai știu. Și cum te-ai gândit? Păi e simplu, dă-i 10.000, vă fac transport. Dar mă foloseam de restul mașinii, ca, da, ca să înțelegi, Fiatul ăla duc Cato, care nu e top de camionete, față de TV era Rolls-ul unea, da, Gigi, nu știu, da, ce să zic. Maybach, sau ce vrei tu. Da. E un momentul care, bine, omul până la urmă, na, știa să facă business. Lasă-mă să mă gândesc, mi-a dat o mașină pe care o ținuseră pe un showroom vreo 3 ani de zile, după ce am pornit-o în 3 luni de zile să copseseră toate cauciucurile, le-am schimbat. Nu conta, Cătălin. Aveam căldură, omule. Da. Aveam căldură, aveam servodirecție, că la Foarteai ca șmecheri. La TV-ul, la TV-ul, dacă îți dădea un șofer o palmă, un șofer de TV-ul, deci lăsa ursul știrb. Iartă-mă că încep cu da. Deci oamenii erau potenți. Păi tu știi cum trăge. Dacă prindeai și pe loc, ce-i că la ăștia? Era pregătire de MMA. La Znagov. Nu, era pregătire la Znagov de Jocurile Olimpice. Ce ai? Deci nu exagerez cu nimeni. Și de acolo am plecat. Am plecat cu o mașină. Păi aveam o problemă. Eram să fie mașina foarte curată, să respecti clientul. După care veneau contracte tot mai mult. Tata săracu îmbătrânea, la un moment dat nu mai putea, zice, observăm, bă, ce fac eu, ai să angajez oameni. Eu când mă duceam până, deja începuseră livrările astea, până Sel, Gros, Metro, chestii de genul ăsta, și acolo când trăgeai la rampă, vedeai al șoferii. Păi, știi cum era, angajați. Hai, dă-i dracu, mai nu știu ce, mai zic, aoleo, cum să mă chinui eu să fac leasing, nu trebuia clar mașină, bag un șofer de ăsta, ce fac, cum fac, ia uite-i pe ăștia cum sunt, până la urmă, n-am avut ceva, că la un moment dat tata a zis, bă, tată, dacă nu înțelegi că trebuie să riști, leagă-le, mă, 5 una după alta, trage-le după toate. Și așa am început, da. Și am plecat de la povestea asta pe care am lungit-o, că ai zis să ne grăbim. Nu, nu. Și la un moment dat am ajuns undeva la o flotă de 25 de camioane, asta vorbesc și de mare tonaj și de mic tonaj, undeva prin 2017. După care mi-a venit
ca să zic așa, tot mai greu, în sensul că era mai greu cu oamenii, toate, exact ce am vorbit înainte, și mi-am dat, nici eu nu mai eram ăla, fiindcă uzura spune cuvântul că acum ai înțeles ce am făcut, și ușor, ușor am început și am limitat. Acum ți-am zis, sunt undeva la un 7 camioane mari și vreo 6 mici, deci o chestie extrem de mică. Dar știi cum e, eu mă mulțumesc cu ce am, dar și chestia asta e foarte greu de gestionat. Cam așa. Ne întoarcem pe final la camioane și la transportator. N-ai venit cu mâna goară, ai venit cu niște poze, că mi-ai ridicat mingea la fileu, că ai zis de fotbal. Da. Da? Hai să o luăm așa încet. Da. Acum vine și partea frumoasă a vieții. Ăla-i Muntele de Zahăr, dar asta e Rio de Janeiro, nu? Da, este Copacabana. Ca să înțelegi... Am stat și eu în hotelul ăla de acolo, Lancaster. Bravo, ție, numai că tu, din câte știu, ai avut de-a face cu dințos. Da, deci noi suntem... dar nu era acasă. Bine, mai bine. Da. Noi suntem niște tipi care de foarte mulți ani ne-am organizat și în fiecare miercuri jucam un fotbal unde prindeam, în general pe la tineretului pe acolo. Oameni care au făcut fotbal ca și mine, oameni care n-au făcut, ne strângeam cu un regulament făcut de tipul ăla în roșu, care e îmbrăcat acolo în portar. E o carte de vreo 200 de pagini, în care n-ai voie să întârzi, se plătește cartonașul galben, totul cu arbitrii, și ai și o frumusețe. Am făcut clubul de miercuri, după aceea s-a mai făcut și un club de sâmbătă. La un moment dat, de două ori pe an se întâmpla El Clasico, adică El Clasico se întâlnea club, nu râde, se întâlnea clubul de miercuri, cel de sâmbătă. Obligativitatea era să nu o faci tot în București, și atunci plecam în diferite zone ale țării, inclusiv cu familie, și acolo avea loc meciul. O frumusețe rară, o viață extraordinar de frumoasă, oameni din diverse domenii, foarte, foarte variate, ceva foarte frumos. Aici, în poza asta, am debutat, cred că e o poză în care la un moment dat aveam un tip, Mirel Pleșca se cheamă, pe numele lui, care lucra la o firmă de publicitate și la un moment dat a pus un panou cu excursiile și cu meciurile, cred că o ai, în Piața Victoriei, și acolo se vedea clar, noi ne-am intitulat noi echipa națională de fotbal amator a României. Lucrurile erau foarte clar, aveam un tip care ne organiza, avea o firmă de turism și care o are și acum, și acolo luam legătura pe net și ne întâlneam cu niște oameni la fel ca noi, care au jucat fotbal, unii da, alții nu, și ieșeau niște meciuri trăznet, meciuri pe terenuri mari, cu arbitrii, cu 90 de minute, cu tot ce înseamnă, și meciuri foarte, foarte frumoase. Deci aici, Copacabana, nu știu, nu mai știu, vorba e ziua lui Caragiale, da. Sunt vechi. Da? Hai să mai vedem. Aici este o chestie, fii atent, că asta este de mare excepție. Un tip asta nu-i făcătură, e pus pe... Nu, nu e nicio făcătură. Aveam un tip din publicitate care s-a chinuit foarte rău ca să poată să plece cu noi în excursia asta, că nu-l lăsa doamna. Că noi plecam, în general excursiile se fac în luna februarie, când este rece aici, și ne duceam numai în țări calde. Măcar, în sfârșit, repet, totul pe banii noștri, dar organizat frumos. Aici suntem pe stadionul din Capul Verde, insula Capul Verde, unde el a vorbit și a aranjat în așa fel și a pus chestia asta și am făcut o poze și el a trimis acolo, uite, m-am gândit la tine și aici... Deci o chestie, bine, tot ți-am pus chestia asta, unii au primit rezultate pozitive, alții au zis... Nu ți-e rușine, mă, că vii tu acasă cu glumele astea. Te aștept eu cu poantele astea, nu mai poți tu de mine, dar în sfârșit. Da, uite, vezi cum o dai lui bine. O poveste interesantă a stadionului, stadionul a fost făcut de poporul chinez. Frate și prieten. Și din câte am înțeles a fost gratuit, vreau să spun că erau niște vestiare ca la Barcelona, deci era o suprafață sintetică în Capul Verde, iarbă mai răruț, dar niște condiții senzaționale și totul, bineînțeles că avea ceva în spate, trebuia autorizație pentru un casino.
O poveste foarte interesantă în Capul Verde, când ne-am dus, noi avem un program foarte clar făcut, adică nu ne ducem de capul nostru, e o chestie profesionistă, adică ți se dă foarte clar, la ora 8 ne sculăm, la ora 10 avem micul dejun, la ora 12 ne ducem să vizităm, mergem la muzeul ăla, mergem în restaurantul ăla să mâncăm, avem meciul, după meci. După meci ne-am dus într-un restaurant și acolo, restaurantul ăla era președintele, care era singurul alb, ale insulei Capului Verde, care era absolut un tip normal. Normal. Garda lui de corp era un nene care era cătușa, dar care n-avea nicio treabă, adică, și a fost o chestie interesantă, totuși, să te duci într-o cârciumă de asta, să stai cu președinte. Da. Deci asta e din Capul Verde. Hai să mai vedem. Mai dă. Da. E, uite-mă și pe mine aici, în plin fuleu, aici era în Havana, după cum vezi, cei cu care jucam nu dețineau tricouri și ideea a fost, bă, vă dăm noi tricourile noastre de rezervă, alea sunt tot ale noastre, numai că meciul a fost senzațional pe o căldură de 40 de grade. Am avut 5-1 la pauză și s-a terminat 5-4. Dacă mai dura 10 minute, ne băteau. Frigeau, deci nu mai puteam. Nu mai puteam. Eram, dar voi de unde faceți rost de adversarii ăștia? Avem om care se ocupă și luam legătura cu ei pe net. Aveți team manager. Da, și avem și acum. Aveți că următoarea excursie pe 8 se pleacă în Australia și Noua Zeelandă. Acum, pe 8 februarie. Bun. Înțelegi? Și luam legătură. Aici îți dai seama, când am ajuns în Havana, ne-a luat un tip. Noi fiind foarte mulți în general, am debutat în 2011, am plecat în Toronto, în gașca noastră era băiatul lui Dudu Georgescu, un prieten cu noi, și prima, am zis, bă, hai să încercăm și varianta asta. Unde mergem? Și Dudu Georgescu, fiind stabilit tatăl, golgheterul României, fiind stabilit la Toronto, ne-a organizat acolo. Așa am început. Și ne-am dus acolo. Bine, nu-ți mai spun acolo, băieții mai slab pe fotbal, în sensul că ei erau mai cu hockey, mai cu altă. În schimb, s-a auzit că... Și a dat comunitatea de românași. Când au venit băieții, face și cu noi un meci, că după aia avem tot ce ne trebuie. Zic, cum să nu? Vai de capul meu ce meci a fost. Cu Zidarii, cu Zugravi, cu ce mai erau epoca. A fost un meci senzațional, după care oamenii super organizați într-un restaurant. Am avut de la apă borsec până la friptură totul românesc, inclusiv dizioza. Deci dă mamă cu biciul mine la Toronto, s-a cântat într-o românească adevărată. Senzațional, așa am început. Și ăsta a fost meciul. Cuba. Da, ăsta a fost Havana, Cuba, ăsta cred că 2012. Deci aveți ceva carieră. Da, sunt excursii în care eu, de exemplu, ne-am mai întrerupt că a fost pandemia. Eu într-unul n-am fost, dar sunt multe, multe. Hai să mai vedem. Ia ce... Ăsta sunt tot eu, dar dă repede ca să trecem peste. Bă, băiatule, ai fost și tânăr? Am fost și tânăr, da. Și că ai vârf împins, săgeată? Da, eram vârf. Da, nu chiar săgeată, să nu exagerăm. Eram doar săgeată dark, săgeată. A fost pe la Sporting. Da. După cum vezi, tricouri profesioniste, făcute cu tot ce oficial, da? Cu imn, cu steaguri, cu tot ce trebuie. Adică respectam foarte mult chestia asta. Tot acolo, uite-mă și pe mine acolo în spate. Ăsta este Fanio, nu trebuie să spun povestea clubului de sâmbătă pe care îl avem împreună, care el se cheamă Fece de Dupe. Cum a apărut chestia asta? La un moment dat venise un tip și a zis, bă, dar după ce se termină meciul, de dupe ce facem? Și zic, bă, ăsta mi se pare formidabil. Deci repriza a treia cum ar fi. Da, repriza a treia și astfel a apărut, după cum vezi, avem o... FCDD, deci e cu... Da, mingea vezi că este regulamentar băgată în acea spumă. Da, dar corect. Dincolo de varianta, că poate să pare că e de oameni amatori, se joacă cu îndârjire, sunt oameni care cunosc fenomenul și am reușit să atragem lângă noi foști mari fotbaliști. Corect. Menționez aici Cernat, Ciprian Marica, Marius Nicolae, Adrian Pitu, mă rog, mai în scap. Da. Deci cam, Fece de Dupe. Fece de Dupe, după cum vezi, cu halba și cu mingea nelipsit. Bun.
Aici, după ce am fost în după ce am, unde suntem, suntem în Tricolor, am vis echipa similară a Cubei. Da. Am apărut și pe ziare, adică nu suntem chiar oricine așa. Asta e o libertate, ce e asta? Bă, nu știu ce să zic, dar da, nu mai știu ce era, dar au scris oamenii de noi, uite, vezi că era 18 februarie 2012. Da. Clar, aici este din Toronto. Este din Toronto. Frumos. Poza. Și după cum vezi, cu stea, cu tot, adică respectam da, chestiile profesioniste. Cam așa. Hai să mai vedem. Da, trebuia să rămân și eu, mi le-am pus în ramă. Sunt într-un garaj acum. Da? Da, le am acolo. Sunt într-un garaj. Da. E, uite, ăsta a fost pus în Piața Victoriei, pe un panou din acela publicitar și chiar spune povestea. Deci, uite, am început în Canada, în 37 în 2011, după care am continuat la Havana, Rio, unde am pus poza și aici este în Filipine, numai în țări exotice. Da, păi fiind februarie, da, ți-am zis, asta e condiția, ca să fie cald. Să nu vă tragă, da. Da. Să nu răciți. Să nu răcim la fes. Da, da, așa. Ia uite. Băi, frumusețe. Serios. Niște amintiri, adică, da, cum să zic, hai ce să povestește acum. Corect. Și în continuare nu ne lăsăm, adică în club sunt și adică este și sânge proaspăt, mă rog, aici o dăm iarăși, am trecut iarăși de la agonie la extaz și da, iarăși, da. Da, mă rog, asta e un camion de-al meu. Mașinuțele. Cu asta te descurci, bănuiesc, mult mai ușor, nu? Logic. Adică sunt mai agile. Da, dar știi cum e, e ca la copii. Copii mici, probleme mici, copii mari, probleme mari, dar probleme oricum sunt. Da. Merită treaba asta de transportator? Tot mai greu, dar aș minți să spun că asta e o chestie din București. Uite, el e Dudu Georgescu, e fiul marelui golgheter. Și uite că vezi, ne așezam frumos, adică făceam niște poze cu niște echipamente, asta adică nu pare... Da. Revenind la întrebarea ta, este tot mai greu, dar după cum vezi, trăiesc. Da. Mai avem? Mai avem. Aici este o poveste foarte interesantă. Aici sunt la Reykjavik și o să te rog pe tine, ăsta este terenul ălora care i-au bătut pe Dinamo, eu nu pot să pronunț. N-ar fi Nusfelag, Reykjavik. Cum zici tu, eu ți-am vorbit frumos. Da. În sfârșit. Da. Pescari. Ne făceau cu crăpceni. Exact. 96. Exact. Vezi că aici avem niște oameni destul de grei. Uite, primul de sus din stânga, Radu Rășinar, este, dacă nu mă înșel, președinte la AstraZeneca. Iar cel de-al doilea, cu Laurențius Cheușan, conducea la Bormedu. Și noi am făcut meciul ăsta, el cu, când a făcut 50 de ani, a zis că vrea să facă exit. Ei toți sunt doctori. Și după ce și-au terminat facultatea, inclusiv cel de-al doi, de la dreapta la stânga de jos, este șeful chirurgiei din Deva, doctorul Blendea, un chirurg extraordinar. Deci au terminat facultatea de medicină la Timișoara. Și după aia s-au apucat de industria farma. Și cum i-au dus viața, Laurențius Cheușan a avut acțiune, a avut multe chestii, oameni valoroși și la 50 de ani el a hotărât să facă exit. Și cu ocazia vânzării acțiunilor, când și-a luat și el acolo de o ciorbă, așa a organizat... Un ocean de ciorbă și-a luat. A organizat acest meci cu băieții de acolo și am jucat pe terenul... Mai aproape nu găseați. Păi nu, acolo era sediu unde a predat omul. Acolo era reprezentanța, n-aveam ce faci. Și a fost ceva incredibil de vis. Dar asta spuneam că sunt oameni din toate păturile sociale. Uite, primul este Stanciu Alin, care are Fashion Up-ul. Al doilea, ți-am spus, este șeful chirurgiei din Deva. Da, oamenii să, că văd că pe dietă stau bine, să și mișcă. Să și mișcă, da, să și mișcă. Și mă rog, în general, uite, primul din stânga de jos este Țânțăreanu din Paradisul Verde, băiatul, da. Numai oamenii amărâți, văd. Da, portarul nostru e o figură mai mult decât cunoscută, care a trecut pe la Microsoft și de curând a fost directorul Tarom, care a demisionat. Da. Așa. Deci cam așa.
Deci o altă poză. Hai să mai vedem. Nu știu ce mai avem. A, aici sunt la München cu băieții din Microsoft, un turneu, campionatul european Microsoft, pe care... Pe bune? Da, campionatul european Microsoft a venit din toate țările și se ține în fiecare an și cu niște meciuri foarte, foarte frumoase. Ce uite, frate. Pe care le-am câștigat. Bun. Da. Cam asta a fost. Hai să tragem o concluzie. Păi concluzia e că... Cu asta, cu fotbalul... Bun, să tragem concluzia cu transportatorii. E greu. Da. Puteți schimba ceva? Bine, acum ești un pic de Mafalda, știi? Da, din punctul meu de vedere, eu sunt un tip optimist și cred că se va ajunge și la ceva mai bun. Dar trebuie să înțelegi că nu depinde de noi. Noi suntem la mâna celor care ne conduc. Pâinea și cuțitul este la ei. Dacă își doresc să facă să fie bine, trebuie în primul rând să facă această infrastructură odată pentru totdeauna și să nu se oprească, fiindcă kilometri de autostradă avem de făcut foarte mulți. Asta e cea mai mare problemă, Bolet. Cea mai mare problemă, nu? Dar nu e doar a transportatorilor. Gândește-te ce presupune să faci autostradă. N-are rost să intrăm în discuție. Asta înseamnă locuri de muncă, înseamnă dezvoltare pe... în toate direcțiile, deci despre asta e vorba. Tu ai un cap limpede acolo sau dispecerul sau cine face toate astea? Tu le faci? Deci, că știu că de obicei ăla e cel mai șmecher, nu? Șmecher însemnând... Eu, la nivelul ăsta, acum aproape toate trec prin mine. Știu că un manager adevărat trebuie să delege. Dar e foarte greu să delegi. Am pe cineva de încredere care mă ajută, dar trec și prin mine multe. Adică sunt un tip foarte prins. După ce vom ieși din această discuție, o să-ți arăt telefonul cu vreo 70 de mesaje. Ma. Și repet, e o firmă mică. Probleme sunt. Dar eu sunt încrezător, dar trebuie o dată pentru totdeauna făcută. Păi și concret greva asta cum? Se termină când? Sau... Nu pot să spun chestia asta când se termină. Oamenii sunt îndreptățiți, dacă mă întrebi, doar pe ce am văzut în media, inclusiv fermierii, sunt îndreptățiți să spună cu limbă de moarte: domne, ne-a ajuns cuțitul la os, haide să facem ceva. Mai departe sunt prea mic eu ca să-mi dau seama, dar oamenii au dreptate în ce spun, în ce fac. Vorbesc cu oamenii care chiar se ocupă. Nu mă interesează chestii de culise sau alte treburi. Este o ramură foarte grea a transporturilor, în care sunt foarte, foarte multe lucruri de pus la punct, în care, ca și în celelalte ramuri, cine conduce trebuie să aibă grijă, din punctul meu de vedere, ca omul să poată să și trăiască, nu doar să iei de pe el taxe, impozite, trebuie să îi oferi și viață și mai departe, nu știu ce să zic. Trebuie să terminăm sus, așa că, uite, e zis de fotbal. Uite, să-ți dăm niște vite. Adică să nu crezi că asta înseamnă că ai nevoie de ele. Le dai unora mai tineri, că tu n-ai nevoie, sau mai bătrâni. Depinde ce culoare are vinul. Nu e vin. Nu e vin. Nu e de la Balcan Pungurou. Am crezut că îmi dai vreun vitamine de cutare. Da, le dai așa. Nu le dau la nimeni, sunt pentru mine. Mulțumesc mult de tot. Ia uite, ai cerut. Ia uite. Avem s-a lipit o hârtiuță. E prețul. Ia-l că cine. Gata. Așa. Aici avem de la prietenii noștri. Ia uite-te puțin Traviata. Da? Și când ai zis că te duceai de la Crama Bratu, îi găsiți bineînțeles pe cramabratu.ro. Mulțumesc mult. Păi tu n-ai voie. Ba da, domn director poate. Pot un doar pahar, șoferul, un pahar pot și în timp liber, niciodată la volan. Andy, ce să urăm? Să se termine. Nu se termină niciodată. Deci asta nu merge cu să se termine problemele. Dar măcar să vă fie mai bine. Mulțumesc, sper să fie mai bine la toată lumea. Corect. Și să fim sănătoși. Noi terminăm cu cea mai rosită dintre toate zilele noastre, cea în care n-am râs. O schimbăm sau ce facem? Sau o lăsăm pe asta? Nu știu, eu zic să... O lăsăm așa. Să o lăsăm așa. Dragi prieteni, am încercat cât de cât să aflăm ce se întâmplă în spatele acestei greve. Nu desțelenim noi lucrurile acum, dar măcar am auzit care sunt problemele, ca să nu mai înjurăm pe oameni când blochează Bucureștiul sau când nu ne aduc la Mega-ul din colț apa plată. Bine, mulțumiri că ați fost alături de noi. Vorba lui Andy, hai să terminăm așa și mai vesel. Mai vesel. Mai vesel.
cea mai rosită dintre toate zilele noastre este cea în care n-am râs. Toate cele bune, numai bine. La revedere. La revedere.